Bătălian Cuței cu tuberculoza a început în anul 2008. Inițial, a crezut că este vorba despre o răceală persistentă. La insistențele familiei, a mers la medic pentru mai multe investigații. Am fost la o policlinică în care mi s-a spus că am tuberculoză, ceea ce nu mai știam dacă există așa ceva la noi în țară, credeam că nu mai că este eradicată. Cea care i-a făcut radiografia i-a spus pe loc că va muri. Șocul a fost cu atât mai mare cu cât nici ea nu știa prea multe despre boală, mai ales că era vorba despre o tuberculoză rezistentă la tratament. Până am avut curajul să pun întrebări, am stat aproximativ o lună de zile în salon, nu ieșeam decât îmi luam pachetul de la părinți și intram înapoi în salon. Doar puneam întrebări medicului și abia după o lună de zile am înțeles despre ce este vorba, cum se manifestă și cum voi ieși din toată cumpăna aceasta. A urmat apoi 2 ani de zile de tratament cu 16 pastile pe zi, iar 8 luni a avut nevoie și de medicament injectabil. Au fost și efecte secundare ale tratamentului, însă cel mai greu i-a fost să se simtă exclusă de cei din jur. Prietenii au reacționat într-un mod mult mai greu pentru mine de suportat în acele momente. N-au mai dat nici telefon, nici măcar un semn de viață și atunci automat s-a oprit acea prietenie, să spunem. Stigmatizarea este un șoc mare pe care îl au pacienții în lupta cu boala. Tuberculoza rămâne și astăzi un diagnostic stigmatizant. Dar oamenii, în general, au tendința de a fugi sau a se feri de pacienții cu tuberculoză. Am avut pacienți care, în momentul în care s-au reîntors la serviciu și au găsit biroul într-un colț al încăperii, iar ceilalți colegi erau în colț opus. Am avut pacienți cărora le-a fost refuzată plata concediului medical pe motive că au fost bolnavi de tuberculoză și i-au îmbolnăvit pe toți colegii. Unor pacienți le este greu sau le este teamă să vorbească despre boala lor și își ascund suferința tocmai de frică să nu fie judecați. Unele persoane sunt agresive față de pacienții cu tuberculoză și refuză să stea de vorbă cu ei. O experiență îngrozitoare pentru cei care se luptă cu boala. Frica este motivul pentru care mulți dintre acești pacienți ascund faptul că sunt bolnavi și chiar refuză să meargă la medic la timp. Există acest blam, această suspiciune permanentă care îl face să se simtă foarte izolat, se simte altfel decât ceilalți. Nu este un sentiment foarte plăcut. De la izolare se ajunge la autoizolare. O astfel de persoană are nevoie de suportul, în primul rând, a familiei și de suport de specialitate. Oamenii discriminează pentru că nu au suficiente informații despre boală și pentru că le este teamă să nu fie și ei infectați. Din fericire, tuberculoza nu e așa de contagioasă cum este o gripă. Odată izolat acest pacient, deci am pus diagnosticul corect de tuberculoză și încep tratament antituberculos, riscul se reduce la minimum. În maxim 3 săptămâni, pacientul devine, se debacilizează și nu mai prezintă un risc pentru societate. O atitudine pozitivă din partea celorlalți îi ajută și pe bolnavi să combată teama și singurătatea. Tuberculoza se vindecă. Persoanele care își iau tratamentul corect nu mai sunt contagioase. Nu toți cei care sunt infectați fac boala. Studiile arată că o treime din populația globului este infectată cu microbul tuberculozei, dar doar o parte se îmbolnăvește. Boala este luată în cazul unui contact direct, pentru o perioadă mai lungă, cu o persoană contagioasă. România este țara cu cea mai crescută incidență globală a tuberculozei din Uniunea Europeană. Anual, aproape 15.000 de români se îmbolnăvesc.